Viața e făcută din multe lucruri și din foarte multe teste, dar în mod special e făcută din a trăi. Fiecare om vrea să trăiască și să fie fericit, însă fericirea, at the end of the day, pe lângă toate substanțele pe care le creează creierul, e dictată de ce vrem noi să însemne. Ea este dată de contexte, este dată de noi, noi dăm sensul fericirii noastre, noi dăm sensul vieții noastre. Dacă am fi luați acum și puși în alt secol, dacă am fi luați de acum și duși cu acum 50 de ani în urmă, fericirea ar fi însemnat pentru noi cu totul altceva. Indiferent de contextul în care te afli, fie unul temporal sau temporar, indiferent de țară, de naționalitate, fericirea e un lucru comun la oameni. Aceea e fericirea de a trăi. Fericirea vieții pe care cu toții o avem în comun. Fiecare poate să definească fericirea în diferite moduri. O persoană e fericită dintr-un anumit motiv, poate altă persoană nu e fericită din același motiv, chiar dacă poate ambele produc fericire. Astfel zis, fericirea în ochii privitorului? Dar cu toții cred că avem o fericire comună, aceea de a trăi și de a ne bucura de viață. Pentru că practic cam asta este fericirea, tot ceea ce avem, tot ceea ce facem, primim fericire, din toate lucrurile din care primim fericire, primim viață, primim dorința de a trăi. Eu zic că viață egal fericire și fericirea egal viață. And today, we're talking trees, and actually we're talking tree injuries today. Just a little bit, because I've gotten this. So, say you have a branch that's broken. În momentul în care am rupt viața, s-a dus cu totul. Diferența dintre noi și plante față de creanga asta este că creanga se va regenera la un moment dat. Noi nu ne mai regenerăm. Noi maxim putem să ne regenerăm dacă suntem puțin rupți, dar nu smulgi de tot. Cum? Prin bunătatea pe care o primim de la ceilalți. Prin iubirea pe care o primim de la ceilalți. Astfel, da, poate e o posibilitate mare de a ne regenera. Dar odată smulși, we are gone. Așa că cel mai important lucru din viața noastră, pe lângă faptul că este susținut și de știință și, well, știința e știință, sunt relațiile noastre pe care le avem cu oamenii. Ele sunt cheia fericirii noastre, inclusiv ni se sporește speranța de viață. Oamenii de lângă noi, fie că sunt familie, fie că sunt prieteni sau cel drag, sunt tot ceea ce avem. Restul e o iluzie. De asta spun că fericirea e dată de ochii privitorului sau mai degrabă de context. Dacă erai în altă țară, într-o țară săracă, fericirea pentru tine ar fi că ai ce să mănânci. Dar actualmente în viața ta, poate fericirea înseamnă că ai ceva ce oamenii ăia poate nu o să aibă niciodată. În relație, prea puțin timp de a arăta cine e de vină sau cine a greșit, nu merită să te luți cu cineva doar de dragul de a o face ca să realizezi în final că nu contează cine are dreptate. Sooner or later you'll be sorry for that. Și ai fi vrut să nu ai disputa cu persoana iubită, cu familia, cu prietenii. Suntem oameni, suntem complicați, dar avem un numitor comun. Ne place să fim iubiți și ne place să oferim iubire. Primim și dăm iubire, indiferent, no matter what. Atât noi cât și ceilalți ar trebui să ne schimbăm. Pentru că iubirea înseamnă schimbare. Înseamnă l-a acceptat pe cel de lângă tine și în același timp tu să te simți acceptat la rândul tău. Astfel, castelele astea pe care le avem noi create, fortăreața noastră, scutul nostru, sunt de fapt de nisip. Sunt castele de nisip care oricând se duc la primul val. Pentru că suntem orgolioși ca oameni și ar trebui să dăm orgolii la o parte și să încercăm să acceptăm mai mult și să iubim mai mult. Pentru că asta ne definește. De asta suntem noi speciali în comparație cu alte specii și cu alte animale. Dar dacă cumva nu am învățat sau am uitat să iubim, oricând poți să reiei asta. Oricând poți să înveți. Dacă nu singur, atunci cu cei de lângă tine. Don't forget, keep your friends close, keep your family close, because you have one life. Și ar trebui să riști să o trăiești. Iubește-ți azi, frații și surorile, că poate mâine nu apucă zorile. Obișnuiam să fiu mai viu decât culorile. Fragil e omul pe pământ, nu sunt și florile. Nu te învață la liceu, ce te învață versul meu? De ce eu? De ce versul meu? E de 10 ori mai greu decât tot aurând în lume. Pentru că spun adevărul și atunci când fac lume. Fiecare dintre noi are durerea lui. Dacă ai ceva pe suflet, vino să ne spui. N-avem inimă de piatră, nu suntem statui. Și de vrăjeală și minciună toți suntem sătui. Încerc să ajung cu ce pot și pe cine pot. Nimeni nu este capabil să înțeleagă tot. Deși eu văd lucruri pe
oameni. Tu de ce nu crezi? Ce preț ai cu totul, frate? Nu te supăra. Nu se dă vânzare, nu se poate cumpăra. Ridic privirea sus și țintesc către stele. Dacă n-ajung una dintre ele, tot să pătrele.